Sărătoare, băieți, bine v-am găsit la nou episod. Astăzi filmăm din nou. Suntem tot pe serverul Wanta pe România Roleplay și astăzi vreau să vă arăt și vreau să vă explic o chestie. Nu știu, ce ziceți voi? Cum să faceți bani pe acest server? Vă arăt imediat. M-a așteptat să puțin că da, trebuie să-mi scot o altă mașină din garaj. Și vă arăt imediat. Știu că s-a mai făcut încă față de foarte mulți, dar nu toată lumea poate explica tot la fel de bine ca și mine. Adevărul pe față. Un job legal. O să ajungem imediat unde trebuie. Și vă arăt. Apropo, deja după ce m-am angajat la bancă, uitați ce mașină ne-am luat, adică frumusețe, nu? Sau de foarte fain. Bă, acum nu prea mai avem noi acolo un stop pe carta, nu e nicio problemă, frate. Deci fiți atenți. Când ies, hai dăm un pic mai tare. Se audă. Așa. Se aude destul de bine, nu? Xenon, una alta, tot frumos. Bă, începe de la început. Toată lumea a zis, toată lumea văd că întreabă în comentarii, băi, cum pot să fac eu bani? Și dacă poți să-mi dai tu, pentru că tu ai mai mulți. Fraților, fiți atenți. În dreapta, jos, sub cufăr și sub IP, Discord și tot ce mai apare acolo, îți scrie un pic level. Levelul acela, dacă eu acum îți dau o sumă de bani, un exemplu 100 de mii am acolo, nu? Tu nu ai ce face cu ei, tu trebuie să muncești. Și aia ce ar însemna? Că e job legal. Adică, da, unde poți să ai un job legal? De la primărie, frate. Mergi acolo la primărie, ți-a luat jobul. Știi bine că încep, da, e greu, nu zic nu. Dar vă voi arăta imediat mai multe chestii. Numai să ajunge, că așa prea o lungim. Și decât să o lungim, mai bine nu. Cam murdar un pic, dracu, că am făcut acolo pe la nisip cu ea. Nu e niciun stres. Băi, frumos. Și-o merita banii, sincer. Și atâta timp așteptat. Mai sunt și niște alte căi. Cum puteți să face și level rapid. Dar asta ar fi în felul următor. Dacă vrei level și bani, îi spui frumos în felul următor. Băi, mă duc pe serverul de Discord al lor. Oricum o să las și în descriere tot. Vreau să văd și eu regulamentul. Cum înveți regulamentul? Te duci acolo pe Discord, frumos, la regulament server, regulament facțiune, să spun așa. Hai că v-am și zis. Și aplici într-o facțiune unde se poate câștiga ușor. Dacă ești unul care chiar vrea să simtă cum să muncești, la fel cum am muncit și eu, că eu n-am făcut banii pe facțiuni pe una asta. Fii atent, ești nou, nu? Te duci aici frumos la primărie, uitați, aici, că acum văd că nu-i mai arată. Mergi frumos aici, apeși pe E, că găsi scrie, și e jobul de pizza, că ăsta recomand și eu. Mergi, e jobul de pizza. Înainte am făcut și ăla de cel de măturător, l-am făcut pe toate. Al doilea pas ce-ar fi? Uite acolo scrie 3 pizza 4 stagii, 3 pizza margherita, o pizza de avulo hot și țărânească. Ce facem acum? Cătăm repede cel mai apropiat magazin. Deci ați văzut care e prim magazin. Uitați. Ăla cu verde, nu? Mergem frumos. Bine, frumos, ne grăbim un pic, că da. Trebuie să facem un video asta foarte lung. Mai eu până am făcut de astea.
am făcut master role, am făcut tot să mai vin și pe viitor, după cum am zis, de nu e o problemă. Asta am făcut numai ca să le explic la oameni ce noi veniți pe One Tap, cum să facă și bănuții. Mai îmi place mașina asta. Da, bun, să zice că am ajuns aici, nu? Sau nu chiar aici, la orice magazin de pe server. Bine, nu faceți asta de față cu poliție sau... Na. Știți și voi. Mergeți frumos la magazin, la cercul ăsta verde. Le luați, unde dați acolo în jos până ajungeți la pizza. Sunt patru feluri. Deci pizza, diavolul, margherita ar fi vot 3. Uitați că nu plătești foarte mult, dar depinde cât te ții. Țărănească ar fi 3 bucăți și 4 formagi 3. Apăsați F10 ca să le vedeți dacă le aveți în inventar. Am luat mai multe, dar nu contează. Și după ce vă băgați o mașină, la mașina pe care plecați prima dată și luați de la showroom după ce ați intrat pe server, da, cel mai bine ar fi explicit tot. Dacă vrei să faci, să fac un videoclip, cum e când intri pe server, ce trebuie să faci prima dată, atunci, da, vă ajut cu cea mai mare plăcere. Vă facem și videoclipuri de genul, pentru că am tot timpul din lume, să zic așa. Mă, s-a părut un punct, nu? Să revenim. S-a părut un punct unde? Aici. Merge frumos. Acum. Oricum avem și asta de Italia, sunt italici, suntem, cum să zic eu, mai cu pizza, cu de-asta, știți? Dacă tot avem și jobul ăla de pizza, e ok, nu? Na, bun. Bine, nu conduceți cum am condus eu, deci asta nu e un exemplu, să pun semnul exclamării aici, la ce am zis eu acum. Bine, aici se poate da mai multe părți a mapei, dar cred că doar în oraș. Da, doar în oraș se va da. Uitați, am ajuns aici. Frumos. Te-ai dus aici, i-ai dat pizza la om. Bună ziua, cioc, cioc. Doamne ajută, aici este pizza. Ai primit destui bani. Experiența ta zice că ai 0,2. Ce înseamnă aia? Tu ai 0,2, adică la un job legal. Tu atât aveai primit deocamdată, 0,2. Și la un job ilegal, 0,3. Jobul ilegal, o să vi-l prezint acum pe server, pe video, deoarece tu normal trebuie să afli până IC. Ce înseamnă IC? Informații în caracter. In character, cum zic alții, în fine. Adică atunci când te joci, faci roleplay și doar un roleplay găsești acele informații. Tu fii nou, ce vrei să fac? Domnul meu, domnul, nu mergeți acum și întrebați chiar, da, polițiștii, nu. Cum, unde poți să faci o job ilegal, nu. Alea trebuie să afli de la băieți care ți vând și aia ce ar fi, o grupare mafiotă, probabil, care totuși are niște informații sigure. Și apropo, că mergeți și cumpărați înainte, informați-vă cam cât ar costa și de la cine să vă puteți informa. Tot de la alți băieți, deci așteptați, mai cumpărați, ăsta mai dați anunțuri, cumpăr. Și vedeți prețurile, cum se duc, cum merge. Și atunci îți va zice, sau găsești un prieten care joacă de mult timp aici și poate să-ți explice, nu? Sau și dacă nu ai un prieten care joacă aici și ești chiar nou începător, eu îți spun așa, până la level 5, fratele meu bagă legal. Adică job legal, un exemplu, dacă mă duc până la primărie repede, aici. Deci job legal, tot timpul o să fie mai rapid, dar unde primești foarte puțin bani, depinde ce level ai. Eu acum am fost și bancher și vreau să mă pun și pe alte joburi. Pot să mă găsesc tot timpul pe server că fac jobul pentru, și pentru bani, pe experiență și un alta.
Deci, apropo, dacă tot aveți atâta pizza la voi, mai țineți-vă că poate bara aia unde vă arată că este, vă este foame, o puteți să reîncărca doar mâncând, de bând la apă, la fel. Da, hai că am ajuns aici. Deci joburile de început, ce aș recomanda eu, ar fi pizza, care e prima. Și motorătorul, dacă e o mașină rapidă sau te poate ajuta cineva. Fermierul l-am făcut și pe ăla, dar nu prea după ce l-am schimbat. Nu prea. Jobul de la level 5 ar fi mecanic. Deci mecanicul, poți să câștigi bani și de la player și de la asta, numai că nu, depinde cum e. În caz de nu, cu mecanicul, builder. Uitați, aveți salariul aici în stânga lângă mapă. În cât timp primiți salariul, primiți un salariu foarte mare. Ceea ce poate fi și peste 2000. Jobul de la level 10. Aici de la level 5 până la level 10, să spun așa. Poate să fie un job ilegal. Aia, după cum am zis, că nu o să vă prezint. Poate să fac un tutorial cu chestia asta, dar nu o să vă prezint. De unde poți să le iei și cum îl poți lua. Iar ca și job legal ar fi în felul următor, dacă nu aveți. Electrician. Deci eu am făcut jobul electrician, m-am băgat numai în oraș și foarte aproape, checkpoint-urile sunt foarte aproape. Ceea ce asta vă recomand eu. Jobul de la level 15, acum eu încă-l testez. Deci mie mi-a zis toată lumea bank driver. Da, din câte am înțeles, medical transport fac și experiență și level. Nu l-am testat, am să-l testez de altă dată, în fine. Vedeți că aveți puțin mult de stat. Deci dacă vrei să muncești și să ai level și de toate ca să poți ajungi cineva, să zic, pardon, cineva să zic așa cu level cu un alta, ca să poți să-ți ai și tu o mașină, atunci cel mai bine ar fi să bași tare, să nu aștepți. Te aștept aici, ne-au fost MVP și mă pun așa doar specific, doar pentru a vă saluta. Vă pup. Ne mai termin la un nou episod. Am întoarceți. N-am înțeles. Pa, pa.